Okay. Hey. Dau al doilea diss track, mă mir ca să rezista, că fac vizualizări cu care eu toți banii am în casa. Spuneți că bis a început trendul, asta e cam jenant, dar după ce am scos primul disc cam toată lumea s-a apucat. Oh, Shelley, mai trăiești, mai ești pe fir? Nu uita să faci collab cu noi când ne mai întâlnim. Ai văzut că am ajuns sus, tu de noi ai profitat. Poate data viitoare faci și că ne-am împăcat. Colo, spam în chat cu respect și putere, dar ție ți-a dat burta și ai dat și de probleme. Ai început să vii tricouri, te crezi un mascul? Aș cumpăra vreo 3 să mă șterg cu ele la Vural. Cred că am fost ok cu tine în primul diss track, să te pun și în al doilea tu nici nu ai vis. Ai crezut că a fost o glumă, ai comentat și ai râs, dar cred că în spatele tastaturii tu nu mai puteai de plâns. Oai mei băieți, ne distrăm bine, împrem stă zile să te vânăm pe tine. Fără voi YouTube-ul devine cel mai bun loc, frate, Vlad îl deține. Reacționați la clip, nu-i treaba mea, poate așa vă plătiți chiria. Când cineva vă va intervieva, de ce v-ați lăsat, a lui Vlad e vina. Gogan, ești penibil, recunoaște când te uiți la tine. Profiți de faptul că-s pe val și reacționezi la mine. Andra, cum e să vorbești cu Derulo? E bine, dar el nu mai știa cum să plece de lângă tine. Visi, astăzi n-ați auzit de el. Cum și auzi numele, cred că a și făcut pe el. Plângi că ai rămas jos, de ce mai încerci? Ești pe YouTube din 2012, ești faimos? Nu ești. Toți ceilalți, Mac, Shelley, frații Gogan, am auzit că aveți în cap cel mai bun plan. Nope! Sunteți prea ales pentru mine, Shelley, nu mai poți până scoate disback, pe YouTube o să fiți morți. Oai mei băieți, ne distrăm bine, împrem stă zile să te vânăm pe tine. Fără voi YouTube-ul devine cel mai bun loc, frate, Vlad îl deține. Reacționați la clip, nu-i treaba mea, poate așa vă plătiți chiria. Când cineva vă va intervieva, de ce v-ați lăsat, a lui Vlad e vina.